Simona Halep trăiește un adevărat coșmar după ce în cadrul ediției de anul trecut al turneului de mare șlem de la New York a fost depistată pozitiv la testarea antidoping. WTA a actualizat clasamentul tenisului în feminin mondial după încheierea turneului US Open de anul acesta. Însă pentru prima dată când Simona Halep, care nu a mai jucat din 29 septembrie 2022, nu mai apare în ierarhia mondială. Astfel, în cazul revenirii pe teren, fosta campioană de la Wimbledon și Roland Garros va trebui să o ia de la zero și nu va putea participa în competiție decât pe bază de wildcard. Topul 10 live mondial de săptămâna aceasta arată astfel. Pe prima poziție se află Arina Zavalenka, originară din Belarus, cu un total de 9.266 de puncte. Poziția a doua este ocupată de către poloneza Iga Zviatek, cu 8.195 de puncte. Pe locul 3 se află câștigătoarea de la US open de anul acesta, respectiv Coco Goff, originară din Statele Unite ale Americii, cu un total de 6.165 de puncte. Poziția a patra este ocupată de către Kazaha Elena Ribachina cu 5.790 de puncte. Pe locul 5 este Jessica Pegula, originară din Statele Unite ale Americii, cu un total de 5.755 de puncte. Locul 6 este ocupat de către Marcheta Vondurosova, originară din Cehia, cu un total de 3.830 de puncte. Locul 7 a fost adjudecat de către un Jabeur din Tunisia, cu 3.771 de puncte. Locul 8 este al Carolinei Muhova, originară din Cehia, cu un total de 3. 3.765 de puncte. Pe locul 9 se află săptămâna aceasta în clasamentul WTA Live Maria Shakari, originară din Grecia, care a acumulat 3.525 de puncte. Iar locul 10 este al Carolinei Garcia, originară din Franța, cu un total de 3.050 de puncte. Dintre româncele care se regăsesc în clasamentul mondial, Sorana Cârsta este cea mai bine clasată sportivă în ierarhie și se poziționează săptămâna aceasta pe locul 24 WTA.